Anul acesta, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani recucerește America. Diana Ghiura, clasa a 10-a A, locul 1 la secțiunea PowerPoint în 2019 și fosta noastră elevă Emilia Slavu, locul 1 Word 2019, actualmente studentă, vor reprezenta România la campionatul mondial Microsoft Office 2024, care se va desfășura în California, Statele Unite ale Americii, în perioada 28-31 iulie. Felicitări participantelor și coordonatorului, inginer Horatiu Hotea, au anunțat reprezentanții colegiului pe pagina de Facebook a unității de învățământ. Trei tineri vor reprezenta România la campionatul mondial. Pe lângă hunedorencele Emilia Slavu și Diana Ghiura, ambele din Petroșani, s-a calificat și un tânăr din județul Vrancea, Adrian Lățcan, de la Liceul Simion Mehedinți din Vidra. Campionatul mondial Microsoft Office, organizat în Statele Unite ale Americii, reunește cei mai buni utilizatori ai aplicațiilor Microsoft Office din lume, fiind singura competiție globală acreditată de către Microsoft, care oferă o platformă unică de testare, astfel încât elevii și studenții de pe întreaga planetă să își poată demonstra experiența cu instrumentele Microsoft Office.